aia nici nu găsești. Ăsta care a venit are 60 de ani. Mai avea puțin până la pensie. A venit chiar până să plece un concediu. A fost bine. Ei, nu mai avea așa greutăți, n-a mai... Dar unul cu familie să mai vrea să mai facă și ceva. Ce să fac? Și am mai plătit atunci, ce s-a mai fost? Ba, plătea, ba, nu plătea, ori... Ana. Da, e tare, a fost șefă de promoție cu la Brașov. Da, a făcut și frate. Și da, tare, acum e pe proiecte, face proiecte, face. Da, nu, nu e sănătoasă. Da. Familia toți acolo. Da. Și acum și-a găsit o fată pământeană de asta, dar nu asta. Nu ai am pus la treabă. E pe aici? Nu e pe reflectare? Să văd pe reflectare? Păi. La ce să ocolești? Nu ocolești mult. Păi ce provizie a adus, să știi? Da. Mamă. Cât cheltuie ăștia pentru un câine? 8 euro pe zi. Deci toate consumurile, angajați, cu doctor, cu tot ce e, mâncare, 8 euro. Da, le convine să aibă câini mulți acolo. Dar nu știu cine-i numărul. Mai râdă paznicea, mai râdea Andrei. Bă, l-ai mai făcut inventar. Între ce-am făcut. Asta nu mai iese porumbul ăsta nici. Nu, e de masă verde. Dar asta nici de masă verde nu mai e. Asta îl dă la vaci. Da, nu, 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 pentru așa ceva a fost pus. Dar nu a crescut nici pentru furajare. Bagă la pălegar aici. Bagă, aduce cu cisterne de-alea. Îl tiguiază, nu-l bagă. Tiguiază și începe și... Vine și-l dă pe câmpurile astea pe aici. Ute. Așa pământul e îngrășat, e așa. Dacă-i sece, de ce? Da, a fost cald vara asta. Cald rând. Am nimerit la mare săptămâna trecută am pus. Joi, începând de joi, vineri. Bine, am plecat sâmbătă seara, da. Dar vineri și sâmbătă, dacă era așa toate zilele, nu era bine deloc. Da, n-am ajuns. Era la 11, nu mai puteai să stai. La 11, gata, te topeai.